Făgărășenii și nu numai sunt invitați în perioada 11-13 august la evenimentul care devine deja tradiție cu muzică folk, jazz și rock, intitulat Trei seri culturale în inima României. Evenimentul, aflat la cea de-a treia ediție, va avea loc în Parcul Central din Piața Republicii din Făgăraș și este finanțat de Consiliul Județean Brașov. Manifestarea va debuta vineri 10 august cu seara de jazz. În weekendul 11-13 august, la Făgăraș va avea loc evenimentul Trei seri culturale în inima României. Prima seară va fi dedicată jazzului, apoi DJ Popix va mixa muzică pentru toți iubitorii de muzică bună. Sâmbătă va fi ziua dedicată rockului, trupa Tehtemet va cânta pe scena din Parcul Central, iar duminică va fi seara dedicată muzicii folk, pe scenă va urca trupa Semnalem, iar DJ Dropside va mixa muzică până la ora 23. Îi așteptăm pe toți iubitorii de muzică frumoasă să vină în parc, pentru că se anunță un weekend călduros în care ne vom putea bucura de acest eveniment care este finanțat de Consiliul Județean Brașov.